În primul rând, da, cum am spus, a fost o nebunie de meci. Mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte. Am intrat în vestiar, să spun așa, am vorbit între noi și mă bucur că am scos meciul la capăt și am luat cele 3 puncte. A fost agitație mare la pauză? Vă dați seama. N-a fost cea mai frumoasă pauză din... Vă dați seama, n-a fost o atmosferă bună, dar mă bucur că... N-a fost o atmosferă bună, dar mă bucur că ne-am montat și la final am ieșit fericit cu toți. De ce crezi că ați jucat așa slab în prima repriză? Sergiu zicea că ați fost penibil. Da, am jucat slab, orice echipă poate să joace slab. Și Real Madrid și Barcelona, care sunt cele mai bune echipe din lume, mai joacă slab. Da, mă bucur că la a doua repriză ne-a ieșit jocul și suntem bucuroși pentru asta și sperăm să o ținem tot așa. Sunteți pe loc de play-off acum. Da. Crezi că puteți termina pe loc de play-off la finalul sezonului regulat? Cu siguranță, noi o să muncim în continuare, o să vin la antrenament și o să ne dăm viața pe teren. Cum am mai spus, acum trebuie să muncim, să nu ne luăm după meciul ăsta și să ne gândim la următoarele meciuri.